Bun găsit! Numele meu este Maria Popa, sunt profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu și pentru astăzi vă propun o lecție despre textul informativ și anume despre recenzia de carte. Este o lecție de consolidare și sistematizare a cunoștințelor din unitatea de învățare Adolescenți printre cărți. Pentru început, vă propun un citat din Franz Kafka, care spunea: o carte este ca o cheie spre camere necunoscute din castelul care este înăuntrul nostru. Apoi, ne reactualizăm definiția termenului informație și anume, conform dicționarului explicativ al limbii române, informație, cu pluralul informații, este o comunicare, o veste, o știre care pune pe cineva la curent cu o situație. Poate fi o lămurire asupra unei persoane sau asupra unui lucru. Totalitatea materialului de informare și de documentare. Câteva întrebări referitoare la textul informativ, la textul non-literar, prin ce se caracterizează textul informativ, care este scopul textelor informative și ce texte informative cunoașteți. În continuare, încercăm să răspundem la aceste întrebări. Cum recunoaștem un text informativ? Un text informativ este un text non-literar care urmărește transmiterea unor informații de la emițător la receptor, într-un mod unitar și coerent, pentru a prezenta diferite aspecte ale realității, cum ar fi fenomene, date, situații sau evenimente. Un text informativ, ați observat că este un text non-literar. Și textul non-literar este rezultatul observării realității și al transformării acesteia în informație. Are un caracter non-ficțional, adică nu este ficțiune, nu este imaginație și este bazat pe aspecte adevărate, controlabile, concrete, ale realității cotidiene. Tot despre textul informativ, răspundem la întrebarea care este scopul textelor informative. Scopul textelor informative este de a informa cititorul, de a transmite unele convingeri, de a încerca să-l determine pe cititor să facă sau să creadă un anumit lucru. Prin ce se caracterizează textul informativ? Textul informativ se caracterizează prin funcția tranzitivă a limbajului, adică funcția tranzitivă înseamnă că transmite anumite informații. Cuvintele sunt monosemantice, sunt utilizate cu sensul lor propriu, denotativ, cu scopul de a evita ambiguitatea. Are caracter obiectiv, impersonal și se caracterizează prin claritate, concizie și corectitudine. Câteva exemple de texte informative, și anume știrea, articolul de ziar sau de revistă, anunțurile publicitare, buletinele meteo, rețetele culinare, interviul, reportajul sau recenzia de carte. Cu câteva dintre aceste texte informative v-ați întâlnit pe parcursul anilor de gimnaziu și în primul semestru din clasa a noua. Pentru astăzi vă propun în continuare să discutăm despre recenzia de carte. Mai întâi o să definim termenul ce este o recenzie
Apoi o să observăm de câte feluri poate fi recenzia, o clasificare a acesteia. Recenzia de carte. Recenzie sau recenzii, conform dicționarului explicativ al limbii române, este o prezentare succintă, succintă însemnând pe scurt, la apariție a unei opere literare sau științifice, cu comentarii și aprecieri critice. Termenul provine din german recension sau din italian recensione. După cum v-am spus, recenzia poate fi de două feluri, și anume descriptivă și critică. Recenzia descriptivă oferă informații esențiale despre o carte, include expunerea subiectului, scopul autorului și citate sugestive, fără o amprentă personală. Amprenta aceasta personală înseamnă punctul de vedere personal. Recenzia poate fi și critică, adică oferă o descriere și o evaluare a cărții din punct de vedere literar și istoric, cu citate comentate, cu îndemn la lectură și va include amprenta personală. În continuare vom discuta despre recenzia critică. Recenzia critică cuprinde introducerea, cuprinsul și încheierea. În introducere este menționat numele autorului sau autorilor, titlul cărții, editura la care a fost editat textul, romanul, novela, anul apariției și subiectul pe scurt. Apoi, tot în introducere, sunt semnalate niște detalii semnificative despre autor. Poate fi și chiar un singur detaliu care face legătura între viața autorului și subiectul cărții. Apoi, puteți să identificați unghiul de abordare al textului, originalitatea acestuia și părerea pe care o susțineți cu privire la cartea citită. În cuprinsul recenziei, în cuprinsul prezentării de carte, va trebui să realizați rezumatul cărții pe scurt, apoi susținerea părerii voastre prin citate sau trimiteri la conținut și opțional, facultativ, puteți să comparați cartea cu alte lucrări cunoscute. În încheiere, recenzia critică va cuprinde puncte slabe și puncte tari ale cărții și o părere despre o recomandare de lectură pe care puteți să o faceți. Acest lucru este facultativ. Înainte de a face o recenzie, sunt câteva indicații de care trebuie să țineți cont înainte să faceți o prezentare de carte, și anume: citește cartea cu atenție. Notează-ți eventualele pasaje pe care le-ai putea folosi drept citate. Pasaje însemnând fragmente sau scene de care ți-a plăcut în momentul în care ai citit cartea. Notează-ți impresiile pe parcursul lecturii. Oferă-ți timp pentru a asimila ceea ce ai citit, astfel încât să poți privi cartea în perspectivă. Și reține că va trebui să oferi cititorului recenzia, adică o singură impresie clară asupra cărții. În continuare, aveți de realizat o recenzie
la o carte apărută de curând. O prezentare de carte și reperele de care trebuie să ții cont sunt următoarele. Autorul să fie menționat, titlul cărții, editura și numărul de pagini al cărții, personajele centrale din carte, prezentarea miezului cărții, prezentarea sfârșitului, câteva citate preferate de care îți amintești și pe care le-ai depistat în momentul în care ai citit cartea, prezentarea motivelor pentru care ți-a plăcut cartea, câteva motive, de ce le-o recomanzi colegilor și facultativ, nu este în mod obligatoriu, să numești un coleg sau o colegă căruia crezi că i-ar plăcea sau i s-ar potrivi cartea. Propunerea mea pentru recenzia de carte se referă la cartea Fetița care voia să salveze cărțile de Klaus Hagerup și Lisa Aisato. Este o carte apărută la editura Univers în anul 2017 și are 64 de pagini. Câteva date despre cei doi autori. Cartea are doi autori, după cum ați observat. Lisa Aisato este o artistă, ilustratoare și scriitoare de cărți pentru copii foarte apreciată. Klaus Hagerup și-a făcut un nume în primul rând ca autor de romane pentru tineri. Apoi, cuprinsul cărții și anume câteva date importante despre conținut. Ana are aproape 10 ani și iubește cărțile. Îi place atât de mult să citească, încât își petrece aproape tot timpul la bibliotecă. Doamna Monsen este bibliotecară și în curând cele două devin bune prietene. Când Ana află de la doamna Monsen că nimeni nu mai împrumută cărți și din această cauză biblioteca este pe cale să fie închisă, iar cărțile distruse, Ana este devastată. Ce se va întâmpla cu toți acei care trăiesc în paginile cărților? Vor dispărea și ei? Ana nu poate accepta așa ceva și se hotărăște să facă ceva. Să salveze toate cărțile. Pune la punct un plan care pare să meargă ca pe roate. Doar că atunci când întâlnește o carte mai specială, lucrurile încep să ia o altă turnură decât cea pe care și-o imagina ea. Ana va porni într-o aventură frumoasă, la finalul căreia va învăța câteva lucruri despre viață și despre puterea fiecăruia de a-și scrie paginile propriului destin. Un citat frumos și interesant pe care l-am găsit în carte este următorul. Pentru Ana, cărțile erau mai adevărate decât viața. Dacă murea cineva într-o carte, putea oricând să o citească de la început. Și atunci oamenii care muriseră erau din nou în viață, la fel de vii ca și ea. Cartea Fetița care voia să salveze cărțile este o carte foarte frumoasă, sensibilă și emoționantă, pe care o recomand cu mare drag. Mi-au plăcut și ilustrațiile foarte mult, care sunt în perfectă armonie cu atmosfera creată de poveste. Povestea te prinde și merită citită. În continuare, vă propun un text care are drept titlu 32 de cărți pentru adolescenți, lumea văzută prin ochii tinerilor, pe care o să-l lecturăm împreună și apoi o să analizăm câteva elemente.
din conținutul acestuia. Textul este următorul. Cărțile adolescenței deschid larg ușile spre tărâmuri fascinante care te vor ajuta să-ți vezi propria lume cu alți ochi. Sunt povești care te vor face să plângi sau să râzi și care vor rămâne cu tine mult după ce ai parcurs ultima pagină. Personaje care trec prin tot felul de situații, cu o mulțime de dileme, adolescenți la fel ca tine, de la Hazel Grace, Meg Murray sau Huckleberry Finn, vor deveni prietenii și chiar sfătuitorii tăi. Vei trăi experiențe unice alături de ei și pe măsură ce le vei descoperi poveștile, te vor descoperi pe tine. Te vei descoperi pe tine. Pornește în această aventură a căutării spre fascinanta și cuprinzătoarea lume a cărților pentru adolescenți și ia recomandările noastre drept busolă. Nu îți vor arăta destinația finală, dar călătoria prin paginile cărții va fi o răsplată pe măsură. Restul aventurii ține de tine. Recomandările noastre de cărți pentru adolescenți. După cum ați putut observa din titlu, titlul propune 32 de cărți. Am selectat din cele 32 de titluri 10 titluri, și anume Chemarea monstrului de Patrick Ness la editura 3 2019, Fetița care privia trenurile plecând de Ruperto Long, editura Epica 2019, Vraja corbilor de Margaret Rogerson, editura Storia Books 2020, Rebelul nisipurilor de Alwyn Hamilton, editura Nemira 2018, An fără tine de Nina de Pas, editura Corint 2020, Provocare de L.J. Shen, editura Epica 2020, Cele două regine de Claire Legrand, editura Nemira 2020, Sub aceeași stea de John Green, editura 3 2013, Toate acele locuri minunate de Jennifer Niven, editura 3 2015, Hoțul de cărți de Marcus Zusak, editura Rao 2011. Cărțile pe care le citești în anii adolescenței și personajele care sălășluiesc între filele lor vor rămâne cu tine o viață întreagă. Vor fi partenerii tăi, prietenii de încredere și sfetnicii plini de sfaturi înțelepte. Alături de ei, călătoria de la copilărie spre maturitate va fi un pic mai ușoară și cu siguranță mult mai interesantă. Cartea, titlul și articolul fac parte din blogul Cărți pentru adolescenți de la librăria Cărturești. Ce impresie v-a creat textul citit? Putem spune că textul citit mă determină să-mi aleg o carte și să o citesc. Sau, citind textul, am avut plăcerea să întâlnesc foarte multe cărți interesante care mă așteaptă să le descoper. Câteva notițe de lectură pe marginea textului citit. Care este titlul textului, care sunt ideile principale și să enumerăm 5 titluri de cărți recomandate în text. Titlul textului este 32 de cărți pentru adolescenți, lumea văzută prin ochii tinerilor. Ideile principale ale textului. Cărțile adolescenței te ajută să te cunoști mai bine. Vor rămâne în sufletul tău pentru mult timp. Personajele din cărți vor deveni prietenii tăi, deoarece sunt adolescenți ca și tine și vei trăi alături de ei experiențe unice. Cele 32 de cărți recomandate pentru adolescenți sunt bine alese și aventura alături de aceste personaje va fi cu siguranță interesantă. Cărțile recomandate, 5 titluri la alegere dintre cele enumerate în text sunt următoarele. Chemarea monstrului, Fetița care privea trenurile plecând, Vraja corbilor, Toate acele locuri minunate sau Hoțul de cărți. Ca aplicație, vă propun un text în care voi va trebui să inserați termenii potriviți din lista următoare.
Avem o serie de termeni, ca de exemplu, monotonie, laic, cititori, spiritului, lectura, biblioteca, Biblia, foarte mult, foarte mult, om citit, cărți, fundamentale și calitate. Textul este următorul, cu spațiile libere lăsate pentru a insera termenii respectivi, și anume, astăzi este oarecum de la sine înțeles că un om cult citește. Om cult va să zică, dar nu a fost întotdeauna așa. În alte epoci, cantitatea nu juca niciun rol și omul cult era un om al unei singure. Există din acest punct de vedere epoci religioase și epoci laice, sau mai exact, o cultură de tipul religios și alta de tipul laic. Tipul laic se caracterizează prin cantitate și diversitate, tipul religios prin și. Cel din tâi citește cărți, cel din urmă cartea. Cartea ține nu numai de un alt mod de lectură, dar și de un alt sistem de referință culturală decât cărțile. Epoca modernă cunoaște aproape numai tipul de lectură. Noi suntem niște de cărți. Cărțile sunt un aliment indiferent pentru lectură, pentru foamea. Lectura distruge astăzi cartea, după cum în epocile religioase cartea distrusese. Astfel, simbolul lecturii religioase este cartea, iar al lecturii moderne este. Întrebat ce ar duce cu sine pe insulă, medievalul ar fi zis, probabil, din renaștere însă, încoace, omul nu mai poate concepe cartea ca pe un obiect izolat și la întrebarea de mai sus a răspunde fără îndoială biblioteca. Textul este preluat din Lectura pe înțelesul tuturor de Nicolae Manolescu. Un termen explicat este laic, care înseamnă care nu ține de biserică, care este independent față de confesiunile religioase. Răspunsurile ar fi următoarele. La punctul 1 și la punctul 2 am inserat foarte mult. La punctul 3, orice om va să zică om citit. La punctul 4 și 5, omul cult era un om al unei singure cărți fundamentale. Punctul 6 și 7 se referă la tipul religios prin calitate și monotonie. Apoi la 8 am introdus laic, și anume epoca modernă cunoaște aproape numai tipul laic de lectură. La punctul 9, noi suntem niște cititori de cărți. La 10, lectura pentru foamea spiritului. La 11, cartea distrusese lectura. La 12, lecturi moderne este biblioteca. La 13, întrebat ce ar duce cu sine pe insulă, medievalul ar fi zis probabil Biblia. Sintetizând toate informațiile, notăm care sunt principalele caracteristici ale recenziei de carte. Ce-am discutat astăzi despre recenzie, care poate fi de două feluri, descriptivă și critică, fiecare cu caracteristicile respective. Descriptivă oferă informații esențiale despre carte, include expunerea subiectului, scopul autorului și citate sugestive fără o amprentă personală. Recenzia critică oferă o descriere și o evaluare a cărții din punct de vedere literar și istoric, citate, comentate, îndemn la lectură și include amprenta personală. O recenzie critică cuprinde introducerea, cuprinsul și încheierea. În introducere, numele autorului, titlul cărții, editură, an de apariție, subiect și câteva detalii despre autor sau despre autori. În cuprins apare rezumatul și susținerea părerii voastre prin citate sau trimiteri la conținut. Și în încheiere, punctele slabe și punctele tare ale cărții și eventual o recomandare de lectură.
În final, câteva indicații înainte de a face o recenzie. Să nu uitați să citiți cartea cu atenție, să notați eventualele pasaje pe care le-ați putea folosi drept citate, să notați impresiile pe parcursul lecturii, să vă oferiți timp să asimilați ceea ce ați citit, astfel încât să puteți privi cartea în perspectivă. Rețineți că va trebui să oferiți cititorului recenzia, adică o singură impresie clară asupra cărții. Vă mulțumesc pentru atenție și pe data viitoare!